Modulul spațial Chang E4 al chinezilor a fost prima navă spațială care a efectuat cu succes o aselenizare lină pe partea întunecată a lunii în ianuarie 2019. Pentru a-și marca aniversarea de un an, Academia Chineză de Științe a răspândit o mulțime de date și fotografii cu partea întunecată a lunii. Dar, în afară de fotografii drăguțe, ce a făcut Chang E4 acolo? Ei bine, primul lucru notabil este că a supraviețuit pentru un an. Perioada inițială pe care trebuia să o petreacă pe lună roverul u 2 care a însoțit modulul spațial era de doar 3 luni. Acest lucru înseamnă că a rezistat de 4 ori mai mult decât era așteptat depășind praful lunar, radiațiile cosmice și mediul ostil în general. Nu e rău luând în considerare că roverul și modulul spațial au fost proiectate din piesele de schimb pe care administrația spațială chineză le-a avut la îndemână. Longevitatea este de asemenea impresionantă atunci când ne amintim toate provocările tehnice pe care le presupune funcționarea pe lună. Un ciclu complet zi-noapte pe satelitul natural este de aproximativ 29 de zile pământești, deci mai mult de 14 zile de expunere la razele solare continuu, urmate de alte 14 zile de întuneric total. Atunci când noaptea lungă vine, panourile solare ale lui Chang E4 și Yutu 2 nu generează suficientă electricitate pentru a pune în funcțiune instrumentele și sistemele din dotare, iar prin urmare cele două obiecte spațiale ale Chinei trebuie să reducă consumul de energie și să intre în modul de hibernare pentru aproximativ două săptămâni, rămânând în viață mulțumită surselor de căldură oferite de radioizotopii de la bord, practic o pătură electrică cu energie nucleară. Poate nu pare un lucru greu de îndeplinit, dar comparând acest lucru cu misiunile de pe Marte, roverurile care vor fi trimise acolo trebuie să reziste unui ciclu zi-noapte care este cu doar 40 de minute mai lung decât cel de pe Pământ. Nu sunt doar nopțile lunare lungi, reci și singuratice, singurul lucru ce amenința misiunea, căldura de la amiază din timpul unei zile pe lună este suficient de puternică încât să avarieze roverul, prin urmare acesta își oprește alimentarea cu energie pentru încă șase zile, atunci când soarele este cel mai puternic în timpul zilei. Dormind la fel de mult ca un adolescent este o parte a ceea ce a permis roverului YouTube 2 să funcționeze atât de mult timp. YouTube 1, roverul precedent, este aproape identic, însă, după cum spun datele oficiale, acesta s-a scurt circuitat și a încetat să funcționeze în cea de-a doua zi petrecută pe lună. Între timp, în noiembrie 2019, YouTube 2 a stabilit un record pentru longevitate și încă funcționează fără probleme. Morala nu te simți vinovat atunci când tragi un pui de somn, se numește autoîngrijire. Cu cât continuă să opereze mai mult pe suprafața lunară, atât roverul cât și modulul spațial pot efectua mai multe experimente cu ajutorul gamei de instrumente pe care le au în dotare, u 2 a studiat regolitul lunar, adică stratul pietros care acoperă suprafața Lunii, cu ajutorul radarului ce penetrează solul solar care poate scana lucruri aflate la 100 de metri adâncime și cu ajutorul spectrometrului imagistic vizibil cu infraroșu. Datele înregistrate cu ajutorul acestor instrumente a demonstrat că regolitul de la suprafața lui Von Karman, craterul unde Chang E4 a aterizat, este mai gros decât pe fața vizibilă a lunii, iar spectrometrul a detectat minerale care par să provină din mantaua de sub crusta lunii. Studierea și analizarea continuă ar putea oferi o perspectivă mai bună asupra modului în care a evoluat singurul satelit natural al planetei noastre. Modulul spațial face măsurători asupra nivelului de radiații de pe lună, iar același instrument poate fi utilizat pentru a măsura cantitatea de apă din solul lunar local. Cu toate acestea, experimentul de departe cel mai interesant, care se află în curs de desfășurare, este cel care beneficiază cel mai mult de poziția unică a lui Chang E4, Spectrometrul de frecvență joasă folosit de modul are trei antene lungi de 5 metri care examinează valurile de frecvență joasă provenite de la soare, ionosfera lunii, spațiul interplanetar și spațiul galactic. Partea întunecată a lunii este o zonă radio-liniștită, adică transmisiile radio sunt reduse foarte mult de corpul lunii care blochează semnalele zgomotoase pe care le transmitem noi de pe pământ, de aceea este considerată specială și unică. Din păcate, antenele au început să funcționeze din noiembrie 2019, deci nu sunt suficiente date pentru un verdict final. Poate că la cea de-a doua aniversare, Chang E4, după foarte multe reprize de somn, ne va oferi noi actualizări interesante. În timp ce u 2 a stabilit modulul pentru cel mai lung timp de funcționare pe suprafața lunară, deținătorul recordului pentru cea mai lungă distanță străbătută acolo îi aparține roverului sovietic Lunokhod 2. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!